Neymar este unul dintre cei mai buni brazilieni văzut de mine. Un adevărat magician cu foarte, foarte, foarte bun dribling. Însă un jucător cu foarte multe probleme în cariera sa, ajungând la 31 de ani să joace pentru Arabi la Al Hilal. Neymar, vechiul star al Barcelonei din 2015, s-a schimbat foarte mult. Așa că astăzi vom reseta cariera lui Neymar ca să vedem dacă reușește aceleași realizări sau poate mai multe. Facem simulare cu Neymar timp de 10 sezoane, însă înainte să trecem să-l vedem, prima oară trebuie să setăm obiectivele. E bine, și obiectivele sunt în felul următor. Neymar trebuie să aibă în arsenalul său 20 de trofee, fără balon de aur, doar trofeele adunate cu echipa sa. Neymar însă trebuie să aibă 5 baloane de aur, o să facem cumva și o să ajungem la 5 baloane de aur. Neymar însă trebuie să câștige 3 Champions League-uri, iar din 3 Champions League-uri trebuie să câștige și 2 Super Cup-uri. Neymar însă trebuie să câștige titlul ligii în 3 ligi diferite. Neymar trebuie să câștige și gheata de aur de 4 ori, o să vedem cum reușim pentru că el este un winger și nu un striker. Iar în cele din urmă, Neymar trebuie să livreze 200 de goluri și 100 de asisturi. Însă, ca să facem mai interesant, o să punem un obiectiv. Neymar trebuie să ajungă la overall de 99, un overall care nu l-a văzut niciodată decât cu cardurile speciale din Ultimate Team. E bine, acestea sunt obiectivele, însă înainte să ne uităm cum arată Neymar la Barcelona, v-a jucat frumos să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri pentru a vedea acolo creșterea canalului și să vă abonați pentru că îmi place foarte mult când văd numerele acolo că cresc. Apreciez foarte mult, am văzut că am ajuns la 300 de abonați. Eu zic că în curând o să ajungem și la 1000, dar nu uitați să activați și clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez nou. E bine, acesta fi spus, haideți să mergem la Neymar. Îl avem aici la Barcelona, să este pe bancă. Are overall de 76, un overall, eu zic că meritat pentru el. O să punem aici în locul lui Felix, însă nu știu dacă o să joace. Are 18 ani brazilian, i-am scăzut minus 13 din overall. El are normal overall de 89, însă, na, noi facem o reconstrucție aici. E bine, cam acestea sunt stats-urile lui. Shooting-ul, eu zic că e bun. Pace-ul, eu zic că e bun și el. Dribbling-ul am încercat să scad, însă și el când era mic era foarte bun la dribbling. Pentru primul sezon eu zic să îl împrumutăm altul nou list, vedem cine vrea, pentru că nu o să joace la Barcelona, hai să fie serioși. E bine, și primim o ofertă de la Manchester United, ofertă loan to buy, însă pe noi nu interesează loan to buy, momentan cel puțin, dar nici nu cred că vrem să mergem la Manchester United, pentru că acolo sunt alți winger, este Garnacho, este Rashford care mai joacă winger, este Sancho, deci nu cred că o să merge la Manchester United de data asta. Mai primim o ofertă de la Leverkusen, ok, o echipă mai interesantă, haideți să vedem ce winger au. E bine, de câte văd, echipa n-are winger, are mai mult striker. Avem aici pe Iglesias, Schick, Klozen, Boniface, însă singurul winger pe care îl văd aici e Tela, care este destul de bun. Iar de câte văd, pe stânga nu este absolut niciun jucător, așa că hai să mergem la Leverkusen. E bine, și Neymar pleacă la Leverkusen. Pentru două sezoane am pus acolo să fie la Leverkusen. După două sezoane vedem dacă ne reîntoarce la Barcelona sau ne transferăm la altă echipă. E bine, am ajuns în Germania, unde vedem că echipa arată destul de ciudat, ce echipa asta rachetă, zici că e. E bine, cam așa o să arate echipa, eu zic că arată mai ok așa decât rachetă. Îl avem aici pe Neymar, așa că haideți să mergem să-i punem și un divin plan. E bine, pentru primul sezon eu zic să-i mai rămâne aici shooting-ul și puțin sprint speed-ul, dar și la weak foot să facă 5 acolo steluțe, așa că mergem pe un inverted winger. E bine, haideți să simulăm sezonul cu numărul 1 la Leverkusen în Germania, să vedem ce reușește să facă acolo Neymar. E bine, am terminat de simulat primul sezon, haideți să vedem cum arată Neymar și are overall de 81, mama, a crescut plus 5 în acest sezon. Oricum, echipa arată foarte, foarte bine, foarte multe overall de 89 acolo, weird, bine. Hai să vedem tot ce a făcut Neymar la Leverkusen și are 10 goluri, bine, bine pentru primul sezon, 10 goluri și 2 asisturi. Gheata de aur, nu prea suntem pe aici, nu prea ne apropiem de fapt. Hai să vedem Liga și suntem pe locul 4, ok, Bayern câștigă aici Liga ca de obicei, însă avem acolo șansă de Champions League, cred că. Mai departe, hai să vedem și nu reușim aici, sper că câștigă Leipzig. E bine, Leverkusen a fost în Europa League, sper că a câștigat pe locul 1 în grupa H. În Round of 6 mi se pare că a dat de Manchester United, pe care i-a înfrânt cu 4-2 la general. În quarterfinal se pare că a dat de Milan, care i-au scos cu 4-1. E bine, am intrat în sezonul 2 Neymar în continuare cu 81 overall. În sezonul acesta s-o păstrăm în continuare la Leverkusen pentru că se descurcă foarte, foarte bine. Hai să vedem ce divin plan îi dăm pentru sezonul acesta. Avem aici destul de multe variante, însă cred că support winger e cea bun pentru că oricum crește
reușește cel mai mult 28 de săptămâni. Îi crește acolo frumos și passing-ul, long shots și acceleration, ceea ce ne interesează, așa că o să mergem pe un support winger. E bine, haideți să simulăm și sezonul numărul 2, să vedem ce reușește Neymar să facă în continuare la Leverkusen. E bine, am terminat de simulat și al doilea sezon, haideți să vedem cum arată Neymar și are 85 overall, foarte, foarte bine, un overall foarte mare pentru el în doar două sezoane. Hai să vedem totuși ce a reușit la Leverkusen să facă și vedem că are 15 goluri, foarte, foarte bine, însă și 6 asisturi, s-a descurcat foarte bine acolo ca winger. Aici, în continuare, nu prea se apropie de locul 1, dar să sperăm că în viitor o să câștige. Haideți să vedem ce am făcut și în Bundesliga, top 10 eu zic că suntem, da, top 5, oh, suntem, se pare că top 5 direct, ok, da, data asta mai prost decât sezonul trecut, asta este. Mai departe, haideți să vedem, câștigăm aici, nu, câștigăm, Wolfsburg câștigă, data asta am fost în Champions League în grupă cu Inter Milan, am trecut însă cu 13 puncte, mai departe dăm de City pe care reușim să o scoatem cu 4-3, wow, interesant cum echipa noastră reușește să scoată echipa Manchester City care are pe Haaland și alți jucători foarte buni. În quarterfinals reușim aici să trecem peste Newcastle cu 5-4 la general, bine acolo. În semifinal se pare că îi batem și pe Benfica, în semifinal cu 3-2, bine, și o să fie finala contra acela Borussia Dortmund. O finală tip Germania aici, Borussia Dortmund vs Leverkusen. Haideți să vedem ce a câștigat totuși și reușim să câștigăm finala Champions League cu 3-1. Neymar câștigă primul lui Champions League cu Leverkusen. E bine, ne-am întors la Barcelona unde vedem că echipa arată foarte, foarte, foarte bine. Neymar ar trebui să fie undeva aici pe bancă. Ia uite, aici are 89 overall, what? Cum a crescut la 89? Ok, ciudat, știți că mai creștește ciudat, dar o să văd acum pe Neymar și pe Ferran Torres, nu știu, mă gândesc să-l transform într-un striker. E bine, nu știu dacă însă vrem să rămâne la Barcelona. Barcelona arată foarte, foarte bine ca echipă, bine, cu puține ajustări pe aici, o să arate mai bine. E bine, până la urmă așa va rămâne, Neymar va juca pe stânga, Torres atacant, în dreapta Rafinha, Pedri, Gavi, De Jong, mijlocul nostru foarte frumos, Kunde, Araujo, fundaș și Balde cu dest, right back și left back și portarul Ter Stegen. Banca arată foarte, foarte bine, cel Hrong aici cu Roche. Însă haideți să vedem ce development plan pune lui Neymar Junior și eu cred că cel mai bine ar fi să-i punem un inverted winger pentru că avem nevoie de goluri, iar inverted winger mărește foarte, foarte mult acolo shooting-ul, cât și spre speed-ul. E bine, haideți să simulăm sezonul numărul 13, ceea ce Neymar la Barcelona data asta. E bine, antrenat de simulat și sezonul cu numărul 3, haideți să vedem cum arată Neymar și are overall de 92, foarte, foarte bine pentru el. Mai departe, haideți să vedem ce stats-uri a avut 24 de goluri, destul de bine și 11 asisturi la egalitate de goluri cu Pedri. Hai să vedem, gheata de ori, avem vreo șansă pe aici? Nu. Griezmann. Haideți să vedem ce a făcut la Liga și dacă am reușit să câștigăm. Suntem aici top 10, clar, top 5, ok, top 5, top 4 Sevilla, top 3 Atletico Madrid și acum a rămas Real Madrid sau Barça. Let's go. Și oh, no, suntem pe 2, Real Madrid pe 1, ne bate cu 96 de puncte, destul de departe au fost. Supercopa, haideți să vedem. Ok, pierdem finala, Copa de Spana și nu reușim. Hai să vedem ce piese ce am făcut. Am ieșit din grupă pe locul 1 cu 16 puncte. În round of 6 se pare că am reușit să trecem de Liverpool la penaltiuri cu 4-2 la penaltiuri. În quarterfinals am scos-o pe Spurs cu 4-3 la general. În semifinale însă am spart-o pe Milan cu 6-1, let's go. Iar finala vom juca versus PSG care am reușit să câștigăm, let's go. Am reușit să câștigăm al doilea Champions League cu Neymar, 2-1 reușim. E bine, am intrat în sezon cu numărul 4 Neymar, în continuare acolo la 92 overall. Însă în sezonul ăsta vreau să transfer la altă echipă pentru că simt că Barcelona nu este pentru el. Din păcate, poate reveni mai târziu în simulare, însă pentru momentul de față eu mă gândesc să îl transferăm. E bine, și prima ofertă pentru Neymar de la Liverpool, ok, interesant acolo, 174 de milioane valorează el și ei plătesc pentru 177, însă haideți să vedem ce winger au. E bine, m-am mutat repede la overall și echipa arată destul de ok, însă nu cred că este la nivelul lui Neymar. Mohamed Salah este în scădere, VVD și el, deci nu cred că este Liverpool o alegere bună. Mai prima ofertă însă de la Atletico Madrid, un swap deal, însă da, nu puteți face chestia asta. Între echipele astea nu se fac. Bine, însă dacă primim de la Real Madrid, mă știu ce să fiu sincer, însă acolo e vine de aici nu prea. E bine, sper că prima ofertă de la Leverkusen, ba chiar, ok, interesant. Interesant aici și îl dau pe Cusunu. Dar nu cred că vreau să mă duc, dar ce puțin mai de la Bayern dacă ar fi să mă duc la Leverkusen. E bine, primim două oferte foarte, foarte interesante, la una la PSG și una de la Inter Milan. Hai să vedem totuși ce jucător au. E bine, PSG, eu mă aștept să fie mai bun. Donnarumma aici foarte bine, Mbappé la 94. Pe stânga, Lordor, pe
Li Can In ăsta. O echipă chiar foarte bună. Haideți să vedem cum arată Interul. Ok, se pare că Interul este în Conference League, nu este în Champions League. Asta deja un mare L. Lautaro se arată bine aici. Însă această echipă nu este pentru winger. N-au niciun right winger și este sul de nașpa asta. Dumfries însă clar PSG-ul este superioară pentru că este în Champions League. Ei bine, și Neymar pentru a doua oară pleacă de la Barcelona. Însă data asta pleacă aproape de tot, venind poate ne reîntoarce la un dat. Pleacă însă la PSG, unde viața reală a mai fost. E bine, cam așa o să arate echipa, o echipă foarte, foarte bună aici, Bernardo Silva, Bruno, Xavi, Simons, Mbappé cu Neymar, o atacul se arată foarte, foarte bine, cu Dembélé în dreapta. E bine, vedem că el o să crească în ce în ce mai greu, așa că cred că pentru sezonul acesta ar fi bine să-i punem un white playmaker ca să crească pe passing. E bine, haideți să simulăm sezonul și să vedem ce reușește Neymar să facă la PSG data asta. E bine, Neymar are overall destul de mare, haideți să vedem dacă a reușit să câștige Balon de Aur și nu reușește. Haaland câștigă aici, ok. E bine, antrenorul simulat, haideți să vedem cum arată Neymar și are 93 overall, destul de bine acolo, însă mai trebuie să crească pentru a-l ajunge pe Mbappé. Hai să vedem însă ce a reușit Neymar să facă și are 27 de goluri și 11 asisturi, cel mai bun sezon al lui. Hai să vedem că a câștigat Gheata de Aur și nu reușește aici Silva cu 21 de goluri, ia fața. Hai să vedem în Liga 1 ce a reușit PSG să facă. Suntem în top 10, clar, top 5, clar, ok, pe 4 este Lens, pe 3 este PSG, bă, what, numai pe 3, asemănă cu pe 2 și Olympic Marseille, pe 1, wow. Hai să vedem mai departe, aici am câștigat, am reușit să câștigăm la penalti, bine acolo. Cupa națională reușim, nu reușim, pierdem o finală versus Rodez. Cine este echipa asta? Haideți să vedem totuși ce am făcut în Champions League. Locul 1 aici în grupă cu Atletico Madrid, Club Brugge și Plzen. În round of 16 se pare că ne scoate Wolfsburg. Băi, ești nebun, Wolfsburg, mă? Wow, cu 3-2 la general. Și câștigătoarea este Real Madrid. E bine, am intrat în sezonul cu numărul 5. Haideți să vedem în continuare. Neymar are 93 overall. În sezonul acesta, haideți să vedem ce development plan o să-i punem. Crește în ce în ce mai greu, însă eu zic să-i punem un support winger. Haideți să dăm simulare și să vedem ce va reuși PSG să facă în acest sezon, sezonul cu numărul 5, împreună cu Neymar. Hai să vedem dacă Neymar a câștigat Balonul de Aur și nu iese Vinicius Junior, un alt brazilian. Ok, interesant. E bine, antrenat de simulat, haideți să vedem cum arată Neymar și are în continuare 93 overall. Se pare că s-a blocat la acel overall. Hai să vedem totuși și a reușit să facă 33 de goluri, mă, let's go, și 15 asisturi, bă, man of the team, chiar a jucat foarte, foarte bine. Hai să vedem dacă a reușit Gheata de Aur, reușește, mă, prima lui Gheata de Aur cu 26 de goluri. Mai departe, haideți să vedem și reușim să câștigăm și Liga 1 cu PSG, mă, let's go. Prima ligă câștigată este în Franța, în Liga 1. Cupa națională, haideți să vedem, nu a reușit, din păcate. Haideți să vedem ce am făcut în Champions League, vedem că am ieșit din grupe pe locul 2 cu 8 puncte. În Round of 16 însă îi batem pe Barcelona cu 5-4 la general. Însă în quarterfinals dăm de al doilea titan din Spania și ne bate cu 4-3. E bine, suntem în sezon cu numărul 6, însă în acest sezon vreau să ne transferăm la altă echipă. Vedem că deja am primit o ofertă la Brighton. Hai să vedem, de 215 milioane, dar nu o să acceptăm. E oricum la Brighton și nu era la Brighton. E bine, prima ofertă din Germania, de la Bayern. Wow! Ok, interesant. Însă haideți să vedem ce winger au. E bine, o echipă interesantă, însă sunt un Europa League. Abraham e interesant, Pulisic e ok, însă noi o să luăm locul. Musiala e foarte, foarte bun, însă restul echipei, atacul în mare parte este foarte slab, așa că o să refuzăm Bayern pentru această chestie. E bine, mai prima ofertă din Germania, de la Borussia Dortmund. Hai să vedem ce jucători au și ei. E bine, au un atac ok, Alvarez 10-27 este destul de bun. Pe stânga este Karim Ademi, care o să-i luăm noi locul, deci este destul de nașpa. Și pe dreapta îl văd că l-a pe Mazilu, însă în afară de Mazilu nu prea mai pe nimeni, așa că refuzăm Dortmund. E bine, am spus eu Manchester City, însă cred că o să merge până la urmă la Leverkusen. O să ne reîntoarcem din nou la Leverkusen. Oh, se pare că ne-au refuzat și de la Leverkusen. What? Nu înțeleg ce n-a mers, dar ne-au refuzat. Ok, interesant. Însă prima ofertă de la Real Madrid. 361 de milioane. Wow. Vine în continuare să aici, dar poate cine știe transform într-un striker, pentru că el a jucat și striker. În atac nu au pe nimeni, deci aș putea să facem chestia asta. Echipă foarte bună, însă n-au right back, din câte văd. N-au efectiv niciun right back. Însă o să acceptăm, pentru că, na, este Real Madrid. Nu prea primim altă ofertă, așa că hai să ne, poate cine știe, se transferă Neymar până la urmă la Real Madrid. Ei bine, și am ajuns aici la Real Madrid, unde vedem că Neymar este pe bancă. Ia uite aici,
Uite-l pe Neymar, însă banca cam mică. Bine, mijlocul arată foarte bine, atacul arată foarte bine, fundașii sunt foarte buni, portarul însă trebuie schimbat și un right back trebuie adus. E bine, și de ce nu, haideți să alce pe Jeremy Frimpong, un jucător care e drag lui Neymar pentru că a mai jucat cu el. E bine, și intre acea Frimpong pe partea dreaptă, o să intre acea right wing back ca să stea bine. E bine, pentru acest sezon, haideți să vedem ce nivelul în plan îi punem, însă văd că o să crească foarte, foarte greu. 453 de săptămâni, wow. Însă haideți totuși să-i punem un inverted winger. Haideți să simulăm acest sezon să vedem ce reușește Neymar să facă la Real Madrid data asta. E bine, haideți să vedem ce a câștigat Balonul de Aur și este Haaland din nou. Bă, nu poate să câștige Neymar niciunul. E bine, Andrei, am simulat, haideți să vedem cum se prinde Neymar și are în continuare 94 overall, însă schimbarea lui Vini de pe left winger pe striker l-a costat overall-ul. Haideți să vedem totuși cum a jucat Neymar și 41 de goluri și 14 asisturi, mă, bine, mă, și Rodrigo a jucat și Vini, chiar dacă a fost striker, a jucat foarte, foarte bine. Ce mai bun sezon al lui Neymar. Pe departe, categoric aici a reușit și gheata de aur cu 29 de goluri din 38 de meciuri. Let's go! Hai să vedem dacă a reușit să câștige Liga. Reușește pe locul 1 cu 89 de puncte, mă, let's go! Barcelona tocmai pe 3. În Supercopa, câștigă Barcelona. În Copa de Spana însă, câștigă aia Barcelona. Haideți să vedem ce a făcut în Champions League. Vedem că Real a trecut de grupe. Pe locul 2 a ieșit din grupe cu 10 puncte. În Round of 6 se pare că o scoate Barcelona cu 3-2, let's go! În Quarter final se pare că o scoate pe Manchester City cu 3-2 la fel, let's go. În semifinale o scoate pe Inter cu 4-3 la general și finala versus Barcelona, man. Let's go, hai să vedem și... Nu pot să crene, scoate Barcelona. E bine, am intrat în următorul sezon, sezon cu numărul 7. Neymar este în continuare aici la 94 overall, însă aș vrea să transfer de la Real Madrid pentru că nu se descurcă bine, sunt foarte puțini jucători la echipă, sunt 18 jucători. Aș dori un transfer la City, asta aș vrea să merge acolo pentru că la City simt că putem să câștigăm foarte multe trofee și oricum trebuie să completăm acel obiectiv, câștigarea ligii în campionate diferite, așa că îl punem pe Neymar Junior pe transfer list. În sfârșit, prima ofertă interesată din Premier League, Arsenal ne vrea, ok, hai să vedem ce echipă are. Are un atac foarte, foarte bun, însă Martinelli aici o să-i luăm locul. Saka pe dreapta însă e foarte bun. Fundașii destul de bun aici, Jimenez, Araujo cu Davis. Să fiu sincer, cam cea mai bună echipă din toate primite aici, așa că până la urmă o să acceptăm Arsenal, pentru că e cam singura din Premier care a venit. Ei bine, și Neymar pleacă în Premier League, în sfârșit se duce în Premier League la Arsenal. E bine, am ajuns aici în Londra la Arsenal. Uitați cum am arătat echipa, am arătat-o cum am crezut eu că să vină. Din păcate Martinelli o să fie pe bancă, dar asta este. Aici o să vedem cam care e treaba, însă cred că da, acum o să-l pun pe acest push pentru că este clar că o să crească mai mult. Haideți să vedem ce nivel play îi dăm aici lui Neymar. Are aici, ok, o să înceapă să crească din nou, îi dăm un wide playmaker direct ca să crească foarte bine acolo. Și îi dăm simulare direct la Arsenal cu Neymar să vedem ce reușește să facă în Premier League asta. E bine, haideți să vedem dacă suntem nominalizați aici și unde este Neymar, ok, îl vedem acolo pe Neymar cu împreună cu Saka și cu Boniface, însă este și Rodrigo. E bine, haideți să vedem cine a câștigat Balon de Aur și este Neymar, let's go, mă, Neymar câștigă primul lui Balon de Aur în 2029, mă, let's go. E bine, antrenorul de simulat, haideți să vedem cum arată Neymar și are overall de 95, în sfârșit a crescut și el. Însă restul jucătorilor minus 1, what? De ce? Însă haideți să vedem ce a făcut aici Neymar și are 26 de goluri, destul ok, având în vedere că este primul sezon în Premier League cu 8 asisturi. Hai să vedem însă dacă a câștigat Golden Boot. Nu, nu câștigă aici, Haaland este pe 3, Nunes pe 2 și Isak cu 27 de goluri pe locul 1. Hai să vedem ce reușește, reușește locul 3 Arsenal aici, wow, nu reușește să câștigăm noi pe locul 3, Newcastle pe locul 4, însă foarte mică diferența de punct. FAQ Community Shield, nu reușim, ne bate Newcastle cu 3-1. Emirates FA Cup, haide să vedem. Oh, câștigă aici City cu 4-2. Carabao Cup, haide. No, nu pot să cred Newcastle câștigă și asta. Hai să vedem în Champions League ce am făcut. Arsenal pe locul 1 aici iese din grupă cu 14 puncte. În Round of 16 se pare că Arsenal întâlnește PSG, însă îi bătem cu 4-2. În Quarter Final se pare că tăm de Frankfurt, iar Arsenal n-are milă, îi bate cu 5-3. Însă în semifinale ne distruge Interul cu 6-2. Wow! Și final este câștigată de City. E bine, am intrat în sezonul numărul 8 și nu arată destul deloc bine echipa asta. McGregor se pare că e mijlocașul nostru, iar ne-a dispărut portarul.
fundașul și se pare că Martinelli cred că o să plece și el pentru că este very unhappy. Totuși, pentru că este mai interesat să schimbe la mai multe echipe, o să încercăm poate cine știe prin ofertă interesantă. Dacă nu, asta este. Asta zic, mă, ok, ofertă la Manchester City plus Pedro Gonzalves. Ok, hai să ne ce echipa au totuși. E bine, atacul este interesant. Haaland, Foden, pe Foden poate reuși să facem pe dreapta. Mijlocul Bellingham arată foarte, foarte bine. Cu Tchouaméni foarte bine acolo. Fundașii sunt destul de bune, însă, da, cred că n-avem un left back. Iar portar, n-au portar, what? What? N-au portar. Ok, o să mergem la City, dar n-au portar. E bine, acceptăm oferta și acum trebuie să facem și Pedro Gonzalves și aici negocierea. E bine, și se transferă Neymar la City, era zic Arsenal. E bine, am ajuns la Manchester City și aparent au un portar, de ce merită că n-au? E bine, da, uite, ești pregătit locul nostru pentru... Ia uite, Neymar, perfect. Bine, avem un portar de rezervă, însă cam așa o să arate echipa. E bine, cam așa arată echipa, arată foarte bine. Am l-am transferat aici pe Andrew ca portar de rezervă. Însă, înainte să începem, trebuie să-i dăm un development plan lui Neymar. Hai să vedem, un inverted winger, zic eu. Haide cu inverted winger. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 8, să vedem ce reușește să facă Neymar la City data asta. E bine, haideți să vedem dacă suntem nominalizați și... Da, suntem, ok, suntem. Îl căutam pe Neymar aici, însă, uite, Mbappé, Haaland, Foden. Hai să sper că Neymar are vreo șansă. E bine, haideți să vedem cine este câștigătorul Balonul de Aur și este Neymar pentru a doua oară, mă, let's go, mă. Câștigă până la urmă Neymar din nou în 2.30, let's go. E bine, am terminat de simulat, haideți să vedem cum se prezintă Neymar și are în continuare 95 overall și este într-o echipă destul de bună a lui Manchester City. Însă vedem că începe să scadă Diaz aici la 87, asta este, o să-l schimbăm dacă este nevoie. Hai să vedem totuși ce staturi a avut Neymar și 32 de goluri, mă, băi, altceva, mă, să fie în echipă cu Haaland și să-mi scrie multe goluri decât el, e ceva. 32 de goluri și 12 asisturi. Hai să vedem gheata de aur, nu reușim, Hoylund scrie mai multe goluri decât noi. Hai să vedem că reușim Premier League, reușim aici pe locul 1 cu 77 puncte, let's go, mă. FA Community Shield, reușim aici să câștigăm. Emirates FA Cup, reușim să Emirates FA Cup să câștigăm. Carabao Cup, no, nu reușim Carabao Cup. În Super Cup reușim, no, nu pot să cred, bă, nu reușim în Super Cup niciodată. Ne bate doar în 4-3. E bine, hai să vedem în Champions League, se pare că am ieșit pe locul 2 din grupă, Celtic pe locul 1, wow, ok. În Round of 16 se pare că Juventus ne bate cu 5-4 la penalti. E bine, suntem în sezon cu numărul 9 și trebuie să facem niște schimbări dacă vrem să rămânem la City. E bine, în primul rând ne trebuie ori un portar nou, ori să ne bazăm pe Andrew, ceea ce, bă, să fiu sincer, cam n-aș putea să te bazezi pe Andrew, însă o să ne bazăm pe Andrew, zic eu. Dar la fundajul pur putem să facem chestia asta, avem nevoie de un fundaj mai mult decât Diaz pentru că îmbătrânește. E bine, și un fundaj foarte bun care expiră și contractul este Saliba, clar. E bine, și cu acest transfer Saliba intră foarte bine aici și dintr-o dată defensiva noastră arată mult, mult mai bine. Hai să vedem totuși ce diferent plan impune lui Neymar, se pare că își revine aici în formă și o să crească și să fiu sincer vreau pe inverted winger, însă agilitatea este incredibilă, o să punem pe un wide winger. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 9, să vedem ce reușește Neymar să facă în acest sezon. Haideți să vedem cine sunt nominalizații la Ballon d'Or și este clar Neymar, este Neymar, este Haaland, este Foden și cine este acest jucător? Cred că este, da, Victor Boniface, ok. E bine, și câștigătorul Balonului d'Or este Neymar, bă, reușește, mă, până la urmă, 3 Balonul d'Or, let's go. E bine, a treia de simulat, hai să vedem cum arată Neymar și Neymar la 96 crește acolo cu un overall foarte, foarte bine. Însă, haideți să vedem ce a făcut, asta este important, are 36 de goluri și 25 de asisturi, wow. Un total de 61 de contribuții în 63 de meciuri, wow. Haaland, efectiv, este spulberat la goluri. Haide, trebuie să câștigăm, let's go. Gata de aur, mă, let's go, 27 de goluri, mă, bine, mă. Hai să vedem ce a făcut în Premier League, reușim aici să câștigăm cu 92 de puncte pe locul, mă, let's go. FA Community Shield, reușim să câștigăm contra la Newcastle cu 2-0. Emirates FA Cup, let's go, hai, mă, că se poate, mă, let's go, se poate să câștigăm toate trofeele. 2-1 cu Manchester City, reușim să-i bate Barcelona. Carabao Cup, haide, se poate, no, bă, nu. Haideți să vedem ce a făcut și în UEFA Champions League, locul 1, bine, împărțit cu Wolfsburg, ambele echipe având 13 puncte. În Round of 60 se pare că am spulberat pe Feyenoord cu 6-1, iar în quarterfinal se pare că îi spulberăm și pe Newcastle cu 7-1 la general. În semifinal se pare că dăm de Bayern un oponent foarte dur, însă reușim să trecem peste ei cu 2-1 la general. Și finala o vom juca versus Inter, care am
câștigat-o, mă, let's go, mă, cu 2-1, mă. Reușim să câștigăm încă un Champions League. E bine, intrăm și în sezonul cu numărul 10, unde vedem că Neymar în continuare are overall de 96. Însă acest sezon se pare că Ederson ne-a părăsit. Asta înseamnă că trebuie să transferăm un portar ca să nu chem aici pe Andrew, pentru că el trebuie să vină rezervă. E bine, și cred că cea mai bună portar este Diogo Costa, cu overall de 89 la Bayern, care expiră și contractul. E bine, aici cu Costa o să joace echipa mult, mult mai bine. Primul 11 e bun, așa că haideți să vedem cum decurge sezonul. Însă înainte să-i dăm drumul, haideți să vedem ce diferit plan impune lui Neymar, poate ce mai crește. Se pare că ce mai rapid crește pe support winger, așa că o spune pe support winger. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 10, să vedem ce reușește aici Manchester City împreună cu Neymar să facă. E bine, haideți să vedem cine a câștigat Ballon d'Or și este Neymar, bă, let's go, bă. Neymar Junior câștigă al 4-lea său Ballon d'Or. E bine, haideți să simulăm și sezonul cu numărul 10, haideți să vedem cum arată Neymar și are overall de 98, nu reușim să ajungem la 99. E bine, echipa în jurul lui arată foarte, foarte bine, însă haideți să vedem tot ce a făcut Neymar. Cu overall de 98, eu zic că a făcut destul de multe, da, data asta Hala ne-a fața. Neymar reușește 29 de goluri și 10 asisturi, bă. Hai să vedem totuși gheata de aur, o ia Haaland. Premier League și reușim aici Premier din nou să câștigăm 88 de puncte, îi spargem prestul. FA Community Shield, reușim să câștigăm, let's go. Emirates FA Cup, nu reușim aici, câștigă Arsenal. Carabao Cup reușim, nu reușim, Tottenham câștigă. UEFA Super Cup, eu pe bune de bate Manchester United. Haideți să vedem totuși în Champions League ce am făcut. Locul 1 în grupă cu 15 puncte. În round of 6 se pare că îi batem pe cei de la Almeria cu 5-3, let's go. Mai departe trecem de Napoli cu 3-2 la general. Însă în semifinale suntem scoși de Leverkusen, mă, pe bune, wow. Leverkusen care dorea foarte mult pe Neymar, l-a scos din ultimul Champions League. Și în finale s-a câștigat, de Villarreal, măcar dacă câștigau. E bine, o simulare foarte, foarte interesantă. Să fiu sincer, cred că asta este prima simulare a unui jucător care, să fiu sincer, a decurs mai bine decât a decurs cariera lui în viața reală. Adică Neymar a câștigat 4 Ballon d'Or, 3 Champions League-uri, foarte, foarte multe trofee, overall destul de mare, bine, că în viața reală nu are overall, dar ok. Eu zic că a fost o simulare foarte, foarte bună. Însă sunt curios cum s-a părut vouă această reconstrucție, să-mi scrieți acolo în comentarii și să mai dați idei de jucători, pentru că urmează o perioadă unde o să facem numai jucători, numai echipe și niște ultimate team, pentru că la videoclipurile de genul se uită mai multă lume. Oricum apreciez foarte, foarte mult susținerea voastră, îmi place că văd acolo foarte multe vizualizări, foarte multe like-uri, comentarii, la comunitate voi votați, ceea ce îmi place foarte mult, că este o comunicare dintre asta între mine și voi. Acest videoclip însă se încheie aici, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să abonați în caz că n-ați scris deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări și a fi la curent cu tot ce postez nou. Mulțumesc pentru vizionare, a fost Unreal Byte. Vă pa, pa!